Dozele de vaccin repartizate pentru județul Călăraș în data de 5 ianuarie 2021 au fost livrate de Institutul Cantacuzino în cutii de pizza. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraș, dr. Spiridon Dumitrescu, ne-a declarat că, deși dozele de vaccin au ajuns într-un ambalaj mai special de această dată, nu au fost alterate, ele fiind transportate în lăzi frigorifice speciale care mențin temperatura optimă. Același lucru este susținut și de către directorul DSP Călăraș, Cezar Rădulescu, care ne-a declarat că nu s-a întrerupt lanțul frig pe timpul transportului. De această dată ați primit dozele de vaccin într-un ambalaj mai altfel, în cutii de pizza. Ce s-a întâmplat? Haideți să liniștim un pic populația. Oamenii sunt neîncrezători. Acest ambalaj a alterat într-un fel calitatea vaccinului? Nici vorbă. Nici vorbă. Am aici, să vă prezint, primele cutii în care s-a livrat vaccinul anticovid de Institutul Cantacuzino. Vedeți, e inscripționat Cantacuzino, tot. Lotul, așa mai departe. Ieri au venit, într-adevăr, vaccinurile, dozele de vaccin, în aceste cutii, care probabil ambalajul a fost inițial pentru pizza. Este inscripționat deasupra lotul serie DSP Călăraș. Ele au venit în condiții de aici, în rastelul de unde au fost ele depozitate. Ele au venit în condiții de refrigerare optimă, în mașini sigilate, tot. La noi s-au predat cu ladă frigorifică, au intrat în spațiu de stocare până când ajung să fie administrate, deci nu e niciun fel de problemă, mai puțin ce scrie pe cutie. Că a fost un pic mai diferit. Probabil că nu au avut ambalaj la Institutul Cantacuzino și au livrat în aceste cutii care fusese tipărite pentru livrare de pizza. Aceste cutii au fost adaptate, au stelajul acela ca să poată să susțină fiecare flacon de vaccin anticovid. În urma scandalului, să zic așa, mediatic, probabil că nu o să mai putem să mai primim așa ceva, dar poate o să vină alte inscripționări. Alte inscripționări. Important este, și asta vreau să se rețină, că vaccinul a ajuns în siguranță, a fost transportat în siguranță, manipulat în siguranță și administrat în siguranță. Aș face, și cu asta cred că am lămurit lucrurile. Aș face un comentariu însă legat de modalitatea de programare. Modalitatea de programare va trebui să fie updatată, pentru că, de pildă, ieri am avut un programat la ora 9 și alți 5-6, nu știu câți, la ora 14. O cutiuță, un flacon de vaccin odată ce s-a deschis este valabil 5 ore. Deci aici, la programare, probabil și noi ne-am propus să facem demersuri la Centrul Național de Vaccinare ca să se modifice în platformă, să fie ca la avion când îți faci check-in-ul, să poți să iei din ce în ce mai, din aproape în aproape, ca să ții 5 oameni acolo ca să poți să faci vaccin. Altfel pierdem doze și se întâmplă cu ce ați văzut în alt, la colegi la Dâmbovița, la Găiești. Am văzut, astăzi veți derula în continuare campania de vaccinare? Sigur, sigur. Tot cadrele medicale, nu? Tot cadre medicale, tot cadre medicale, sau că am terminat, cu excepția contraindicațiilor, angajații spitalului, derulăm campania de vaccinare a unei părți din ISU și de la ambulanța Călăraș și programările, cum se fac programările, de la cabinete din județ. Până în momentul de față, domnule doctor, au fost înregistrate persoane cu reacții adverse? Nu, nicio persoană. Ba chiar am avut o persoană care avea istoric de alergii și care a dorit să facă și cu toate măsurile de precauție, eram acolo cu perfuzii, cu tot ce doriți, pe voi, n-am avut niciun fel de probleme.